Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 18 aprilie. Este duminică, au mai rămas câteva ore până începe noua săptămână, așa încât astăzi este o zi bună pentru relaxare, pentru odihnă. Suntem foarte bine susținuți pe această zonă a relaxării și a activităților online. Deci vom avea de unde să alegem ceea ce ne propunem să facem. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Nu înainte de a-ți reaminti să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi vindeci ceva legat de finanțe sau raportarea ta la abundență. O discuție cu o persoană mai în vârstă o să-ți dea o perspectivă nouă asupra unei situații prin care treci. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, taurii au mână bună la cumpărături și ar fi înțelept să ți le faci online, pentru că acolo vei găsi niște reduceri extraordinare. Ai foarte multă inspirație și creativitate astăzi, așa încât poți folosi aceste abilități în activitățile pe care le faci. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi gemenii comunică extrem de productiv cu o rudă și s-ar putea fie să primești niște bani, să ți se returneze un împrumut, să primești un cadou sau un sfat foarte important de la această persoană. Este o zi în care gemenii capătă și acumulează multă informație. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi racii sunt domestici. Îți va face multă plăcere să petreci timpul acasă, în compania celor dragi sau să te ocupi cu gătitul, curățenia, deci niște lucruri casnice care îți vor da foarte mult sentiment al siguranței. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi ești în mare formă și ar trebui să-ți folosești această energie, fie mergând la o plimbare, fie făcând ceva activitate fizică sau să o investești productiv în diverse activități domestice. Poate gătești, poate faci curățenie. În orice caz, energia ta va fi molipsitoare și pentru cei din jurul tău. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Primești vești de la drum, de la o femeie, veștile sunt extrem de interesante și bune și îți aduc o stare de confort emoțional, aș spune. Este o zi în care fecioara nu va fi extrem de activă, îți va plăcea să le nevești prin pe canapele sau prin casă și să te uiți la un film relaxant sau să vorbești la telefon cu prietenii. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi balanțele își fac planuri pentru săptămâna care urmează și ar fi bine să ți le faci dacă nu programai asta, pentru că urmează o săptămână cu foarte multe activități, cu foarte multe responsabilități și e bine să știi ce ai de făcut. Interesul sau centrarea ta în acest moment este foarte mult pe carieră, așa încât ziua de duminică nu o să-ți schimbe gândurile radical, însă nu ar strica să profiți la maxim de această ultimă zi de weekend și să te odihnești cât de mult poți. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Discuția cu niște prieteni s-ar putea să-ți aducă o nouă perspectivă asupra situației prin care treci. Primești sfaturi de la o persoană care a experimentat tipul tău de trăire sau situația ta și ai să ai foarte multe informații benefice de la această persoană legate de modul în care ar trebui să te comporți de acum încolo. Ține cont de sfaturile pe care le primești astăzi, îți vor fi de foarte mare folos.
Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi, te rog, nu da răspunsuri, chiar dacă cei din jurul tău te presează cu telefoane, cu întrebări sau pur și simplu sunt în preajma ta și te irită peste măsură, încercând să afle direcția spre care te îndrepți. Relaxează-te, ia lucrurile ușor, nu forța nota, nu este o zi bună pentru tine să iei decizii importante. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi, Capricornii, s-ar putea să intre într-un conflict cu o persoană mai în vârstă. Asta am spus-o și ieri. Deci, această zonă a conflictului trenează în continuare și doar diplomația te va scoate din situațiile neplăcute. Deci, înarmează-te cu răbdare și nu te grăbi să dai replica, chiar dacă ești provocat sau provocat să o faci. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Astăzi primești un mare nu la cumpărături. Te rog, abține-te, oricât de tentante ar fi ofertele, produsele pe care le achiziționezi nu vor fi de calitatea dorită. Și astăzi te ciocnești de încăpățânarea unei femei care este atât de centrată pe ce are ea de făcut, încât o să încerce să te domine foarte mult. Diplomația o să te scoată din această situație. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi apare un mic conflict cu o rudă. Nu e un conflict de anvergură, dar totuși este. Va trebui să fii extrem de diplomată sau diplomat în relația cu bărbații. Astăzi, de acolo vine provocarea. Este o zi, în schimb, în care simțul tău artistic este la cote maxime, așa încât ai putea să folosești această energie creativă, artistică, în diverse proiecte domestice. Și este o zi în care comunici foarte bine cu o cunoștință sau un prieten de peste hotare. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de duminică. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Să ne vedem cu bine și la alte filmări și nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Pe curând!